Hey, I have a sermon for my people, the Jews. Well, I mean mixed up, but it doesn't matter. What I want to say. Să vorbesc în românește unele lucruri pentru că așa le știu. Că va trebui să înțelegeți și voi românești. Dar le știți și voi, limba voastră. Spune la începutul cărții eu că Iov era un om foarte bogat. Dar cum era bogat? Era bogat ca și Avram. Adică avea animale, era păstor, era cioban. Picurat, se poate spune. Iar la sfârșitul cărții, vin și aduc familia lui un chesita, care era o monedă. Și cred că atunci, în perioada aia, vrea să ne spună Moise, pentru că el a scris cartea, este a șasea carte scrisă de Moise, Psalmul 7, Psalmul 90. Ei bine, vrea să ne spună că atunci au apărut bani. Ca să zic și eu că arabii mari drum, fac o pasare, mă gândesc mai la bani și noaptea când dorm. Trec pentru bani, pentru părinți. Asta nu este ceva normal. Ce vreau să vă spun cu totul altceva. Regele Solomon, care a fost cel mai bogat om din lume, mă refer aici. Și apoi material, dar vreau să spun, el a zis așa, omul care vrea, acum zic ideea, mă scuzați să nu pot spune verset, omul care vrea argint nu se satură niciodată de argint. După a zis așa, aruncă-ți aurul în țărână și aruncă-ți bogățiile aruncă-ți bogățiile în țărână și aruncă-ți aurul cel scump din Ofir în tundurile praielor. Și atunci Dumnezeu va fi bogăția ta. Și nu știu ce zice. Puteți găsi în Biblie. Este cartea aceasta. Un mare lucru. Găsiți oriunde. Iar pentru cei care suntem islamici, putem spune că este nevoie de jihad, dar dacă la început a fost cu sabia, după aia cu pușca, acum vă sfătuiesc să îi faceți cu pușca cu anestezic, dacă nu cu injecție, cu seringa. Testică, dar pe vremuri de la fiartă. În aceasta am vrut să vă spun, nu vreau să spun mai mult, pentru că nu am spus mai mult. Pentru că am spus ce a spus Dumnezeu. Amin.